Noul parlament al țării, al 10-lea de la independență încoace, ales de către noi la alegerile parlamentare din 24 februarie, și-a început de astăzi activitatea. La prima ședință a venit și președintele, Igor Dodon, ședința fiind prezidată de către cel mai în vârstă deputat, căci așa spune legea, Eduard Smirnov, membru al Partidului Socialiștilor. Totul a început cu intonarea imnului țării de către un grup de coriști. S-a continuat cu un raport tehnic despre rezultatele alegerilor prezentat de președintele Curții Constituționale, Mihai Poalelungi, iar ulterior a luat cuvântul în fața noilor deputați șeful stat, care i-a îndemnat pe aleșii poporului să formeze un guvern. Astăzi, în Moldova s-a creat o situație care nu a existat în ultimul timp. Țara are un președinte legitim și un parlament legitim, care are mandatul de încredere al poporului moldovenesc. Prin urmare, acum sarcina noastră comună principală este de a forma un guvern legitim care să funcționeze în interesul tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Avem în față un obiectiv fundamental, realizarea unor schimbări calitative în țară. Igor Dodon a lansat și un mesaj împăciuitor către noi deputați. Suntem membri ai CSI din anii 90. Avem acord de asociere cu Uniunea Europeană și regim de liber schimb din 2014. Deținem statut de observator al Uniunii Euroasiatice din 2018. Exportăm mărfurile noastre fără taxe și spre est și spre vest. Iar concetățenii merg fără vize atât în Europa, în Rusia și în țările CSI, cât și în alte zeci de state. De ce mai avem nevoie? De ce continuăm să luptăm de pe diferite baricade? Haideți mai bine să valorificăm acest potențial spre binele poporului. Șeful statului a reiterat că va accepta orice guvern format legal. Totodată vă anunț oficial că în calitate de președinte voi accepta orice majoritate, orice guvern pe care îl veți crea prin negocieri între partidele politice care au obținut votul de încredere din partea cetățenilor. Nu voi aproba numai o majoritate și un guvern alcătuit artificial și nelegitim, din transfugi. Decât o guvernare a transfugilor, mai bine să ne judece încă o dată cetățenii la alegeri anticipate. Ulterior s-a anunțat crearea fracțiunilor parlamentare. Așadar, deocamdată avem 3 la număr, cea a socialiștilor în frunte cu Zineta Greceanu. Stimați colegi, vă aduc sincere felicitări și vreau să vă îndemn pe toți împreună la responsabilitate, fiindcă de azi înainte responsabilitatea pentru soarta țării este pe umerii noștri. Avem fracțiunea Partidului Democrat, 30 de deputați, șeful fracțiunii fiind actualul prim-ministru. A fost constituită fracțiunea Partidul Democrat de Moldova în componență de 30 de persoane, lista se anexează. De asemenea, s-a decis alegerea în calitate de președinte al fracțiunii Partidul Democrat de Moldova, domnul deputat Pavel Filip. De asemenea, s-a aprobat regulamentul de activitate a fracțiunii Partidul Democrat din Moldova. Vă mulțumesc! Avem fracțiunea parlamentară a Partidului Șor, 7 parlamentari. La fel, unanim s-a hotărât că președintele fracțiunii Partidului Șor să fie ales domnul președinte Ilan Șor. Iar blocul Acum a refuzat să anunțe despre crearea fracțiunii parlamentare, blocul având la dispoziție pentru asta 10 zile. Aici amintim că blocurile electorale, formate din cel puțin 2 partide, pot crea cel puțin 2 fracțiuni. Apropo, trebuie de spus că Maia Sandu a lipsit de la ședința de azi a Parlamentului, ea fiind într-o deplasare la Bruxelles. Blocul electoral Acum, platforma Da și Pas, rămâne unit în ce privește formele și formulele în care va activa în actualul Parlament. Vom veni cu un răspuns în zilele oferite, în numărul de zile oferite de articolul 4, alineatul 3. Iar deputata Partidului Șor, Marina Tauber, a oferit primul atac în nou Parlament, instalând lângă ea un așa zis zid de protecție contra blocului Acum. Vreau să mă protejez de acest bloc, de bloc Acum, de colegul Nastase, care a fost intoxicat cu mercurul, mai ales așa el a declarat de mai multe ori,
și să nu fim noi, deputați, jurnaliști, staful tehnic, toată lumea care este prezentă la această ședință, să nu fim noi... O clipă. Doamne, vrem că... Colegă, astăzi are loc ședință specială, consacrată constituirea Parlamentului. Și potrivit regulamentului, întrebări, dezbateri, etc., nu sunt prevăzute. Replică nu a urmat în cadrul ședinței, ulterior Andrei Năstase sugerând că Talber ar avea nevoie de un control medical. Așa sau nu, dar tot la ședința Parlamentului s-a constatat doar că nu avem majoritate parlamentară. Parlamentul rog fracțiunile să ne anunțe dacă există o decizie despre formarea majorității parlamentare în cadrul Parlamentului de legislatură a 10. Nus. Constat absența unii majoritari parlamentare. Așadar, acesta este noul parlament al țării, ședința de constituire durând 50 de minute, ședința la care s-a intonat imnul, s-a citit un raport al președintelui Curții Constituționale, s-a ascultat un discurs al șefului statului, s-au format 3 fracțiuni, cea de-a patra încă urmând să se constituie, un pic s-a atacat și s-a luat pauză.